Și bine. Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt că le-am făcut la papagal, că știți că vor să, am uitat să vă spun dacă e, că vor să facă pui. Da. Și le-am făcut o căsuță din lemn, mi-a făcut tatăl meu ieri. Mă zic, ce dică e? Așa. Și de-aia vreau să vă arăt și vouă. Așa arată și pe net, dar eu cumva n-am tăiat două gratii sau trei, cum am spus. Și nu le-am pus mușca agățată. Le-am pus-o jos. Uitați. Vedeți? O vedeți. Uite. Și acum hai să mergem și la să vedeți mai aproape. Uitați. Într-o destul loc eu le-am pus niște stripaie ca să se ducă jos, știți? Sus le-am pus o dată să nu se găinețe pe lemn. Vedeți? Ce lemn? Sunt din oșchi. E făcut din oșchi. Iau destul loc. Da. Da. Așa vreau să vadă și voi, vouă, cum am bine făcut acolo. Da, vreau să vă arăt. Se fac de mișto înăuntru și nu e între de aia mare, mulți le fac de aia mare, dar nu trebuie mare pentru că sunt niște papagali, nu e altceva. Și l-am curățat cu ușca, ați vedeți și voi. Grătarul le-am pus foaie ca să nu mai tot să cace foaia, că e foarte greu de curățată la. Da? Și de aia. Și de aia vreau să vă arăt. Da. Altceva rămâne pentru data viitoare și mai vedem. Pa, pa!